Ministrul Educației Ligia Deca a anunțat că a semnat ordinul pentru aprobarea cuantumului burselor pentru studenți în anul universitar 2023-2024. Potrivit ordinului, bursa socială a fost majorată de la 580 de lei la 900 de lei, iar cea doctorală de la 1700 de lei la 3200 de lei. Ulterior, deputatul USR, Filip Habârneanu, a anunțat că a depus două proiecte de lege pentru sprijinirea studenților. Primul proiect modifică legea învățământului superior, în sensul obligării instituțiilor de învățământ superior să actualizeze bursele acordate studenților anual cu rata inflației. O majorare a bursei în funcție de rata inflației nu face decât să coreleze în mod realist acest venit, uneori singurul venit, cu nevoile pe care le are un student care studiază la facultate în România. Bursele blocate la aceeași valoare nu oferă studenților posibilitatea de a-și acoperi cheltuielile curente și determină abandonul universitar. Având în vedere toate scumpirile și faptul că unele universități au mărit taxele de cazare în căminele din subordine, propunerea USR vine în sprijinul studenților care, cu aceeași sumă fixă, nu pot face față unor cheltuieli de rutină care s-au dublat sau triplat în acești ani, a declarat deputatul USR Filip Habârneanu. Al doilea proiect USR propune că taxa de școlarizare percepută de universitățile de stat și particulare să fie adusă la cunoștința candidaților cu cel puțin 6 luni înainte de examenul de admitere și să nu poată fi modificată pe durata ciclului de studii pentru aceeași promoție de studenți. Mulți studenți nu dispun de venituri în anii de facultate pentru că doresc să se concentreze exclusiv pe procesul de învățare. Cei care totuși au un loc de muncă și merg în paralel la cursuri, fac un sacrificiu și se bazează pe niște calcule financiare destul de exacte. Ori mărirea taxelor pe parcurs după ce anterior a fost stabilită o sumă, este o surpriză care dă peste cap socotelile studenților. Venim în sprijinul lor cu această lege pentru că deciziile luate peste noapte și unilateral de universități nu fac decât să demotiveze tinerii și să facă imposibilă dorința lor de a-și finaliza studiile. Este de părere Filip Habârneanu.